În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este cuprins de duh necurat și de multe ori îl aruncă în apă și de multe ori în foc. L-am adus și la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iubiți credincioși, în duminica a patra din Sfântul și Marele Post, Sfinții Părinți ne-au rânduit provocându-ne. Și anume, ne-au dat peste cap tot ceea ce știam noi despre relații, tot ceea ce știam noi despre cum trebuie să ne comportăm cu ceilalți. Și iată, în câteva cuvinte, Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că într-una din zile a venit la Iisus un bărbat cu copilul său de mână și a spus că l-a adus ca să-l vindece, pentru că fiul lui este lunatic și are duh mut și surd. Și de multe ori îl aruncă în apă, de alte ori în foc, și l-a adus și la ucenici, dar n-au putut aceștia să-l vindece. Și atunci Mântuitorul s-a uitat și a zis: o, neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici la mine. Și au venit și Mântuitorul a certat Duhul și Duhul l-a scuturat așa de tare încât el a căzut ca și mort, încât mulți chiar credeau că a murit. Și Mântuitorul i-a întins mâna, l-a ridicat și l-a dat tatălui său. Și mergeau spre Galileea și ucenicii l-au tras deoparte și l-au întrebat: dar noi pentru ce n-am putut să-l vindecăm? Și atunci Mântuitorul a zis: acest neam de diavoli nu iese decât numai cu post și cu rugăciune. Și le-a spus cum că el acum merge în Galileea și va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși care îl vor omorâ, îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Iubiți credincioși, iată că nu e vorba de o parabolă, e vorba de un fapt de viață. De multe ori v-am vorbit despre acest aspect al faptului că ceea ce știam noi și ceea ce vedem noi încă prin biserici, cum că mama se ocupă mai mult de copii, iată că acum vedem un lucru tulburător, vedem un tată. Nu ne spune Sfântul Evanghelist Marcu de ce era tatăl și nu era mama cu copilul, nu ne spune mai mult, dar ne arată nouă că excepția întărește regula. Dacă până acum vedeam numai mame cu copii și noi suntem obișnuiți să vedem acest lucru, iată că există un caz la milion, la 2-3 milioane cât ar fi fost, un bărbat venind cu copilul. Ei, pentru că este bărbat și nu este femeie, mi-am propus ca astăzi să vă vorbesc despre relațiile interumane, despre cum credem noi că stăm de vorbă cu celălalt. V-am mai spus și altă dată că, de fapt, acest duh mut și surd nu este numai la lunatici, e la fiecare dintre noi. De câte ori nu v-a supărat pe cineva și n-ați vorbit cu el? Sau de câte ori v-a supărat cineva și n-ați vorbit foarte, foarte dur? Ei bine, noi de multe ori confundăm lucrurile, și anume, atunci când avem pe cineva în fața noastră care are nevoie să își spună păsul, nu îl lăsăm să spună decât două, trei cuvinte de care ne agățăm și începem noi să spunem: a, dar să spun eu mie ce mi s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat ție? Nimic. Să spun eu și să ascult și să dregi. Se spune că odată un președinte al Statelor Unite s-a dus în vizită la guvern și a văzut acolo că un funcționar stătea de vorbă toată ziua cu oamenii care își spuneau păsurile. Și erau acolo vreo 50 de oameni și i-a spus: nu te supăra, uite, astăzi așteaptă-mă la ora 5, ies din biroul tău. Așteaptă-mă ca să vedem ce s-a întâmplat. În locul guvernatorului s-a așezat la masă să asculte păsurile chiar președintele. Și la ora 5 s-a terminat programul, dar s-au terminat și cei care așteptau să-și spună păsul. Și bineînțeles că guvernatorul a fost foarte, foarte
surprins și l-a întrebat, dar cum ați reușit? Ce să reușesc? Păi eu nu reușesc niciodată ca la ora 5 să termin. Și în primul rând eu nu reușesc să stau de vorbă decât cu un sfert din oamenii cu care a stat de vorbă astăzi. Cum ați făcut? Zice, nu, eu n-am făcut nimic. Cred că tu greșești neputând să te abții de la a vorbi. Atunci când vine cineva și să-și spună păsul, mare artă este să știi să asculți, nu să știi să sfătuiești, pentru că nimeni nu ascultă sfatul, nici măcar al unui duhovnic. Poate că mulți dintre dumneavoastră se miră de ce vin oamenii la spovedit și după câteva minute vedeți că ies. Unii dintre dumneavoastră chiar mi-au încărcat bateriile acum fără să îmi fie cu smerenie, cu mândrie. Spuneau că au constatat stând la ușă că intrau oameni aproape plângând și, mă rog, cel puțin posomorâți și ieșeau zâmbind. Și ei credeau că la spovedit se stă mai mult. Nu, dar nu timpul face spovedania curată, ci sinceritatea cu care îl poți lăsa pe om să se descarce. Duhovnicul trebuie numai să creeze un climat de sinceritate și să-l lase pe celălalt să se descarce. Acum să știți că mai sunt și cazuri. Mai sunt și cazuri în care omul la un moment dat se blochează și n-are ce să spună. Trebuie să știm să ascultăm și tăcerea. Dacă știm să ascultăm tăcerea, știm să ascultăm mai mult decât cuvântul. Să-l lași pe om acolo să plângă el. Să nu zici nimic. Absolut nimic. Cel mult să-l iei în brațe. Și este suficient. E ca și când ar fi stat să îți vorbească despre fiecare amănunt din câte îl macină pe el. Pentru că dacă nu îl lași să spună, cu siguranță că și el va avea o anumită procedură, să zicem că va folosi un protocol. Între oameni se întâmplă diverse înțelegeri tacite. Se spune că odată un bărbat care s-a așezat lângă femeia sa care călca rufe, citea ziarul. După vreo sfert de oră de la când s-a așezat el pe scaun, îi zice soția, zice, mă, nu te mai strădui, nu mai zice din când în când, aha, da, sigur că da, că eu n-am vorbit cu tine nimic de când ai intrat pe ușă. Se creează niște ticuri sau se dă impresia că îl asculți pe celălalt și când colo îți vezi de-ale tale și mergi mai departe. Sau, mai grav, ci se pare că știi ce are celălalt să-ți spună. Se spune că odată, la o petrecere de 50 de ani de la cununie, acum vă imaginați că tinerii sărbătoriți n-aveau sub 70 de ani, după ce s-a terminat așa frumos, pentru că toată lumea a fost mulțumită, toate au ieșit bine, soțul, adică să zicem pe românește tataia, văzând că a rămas numai el și cu mamaia, a bătut-o pe umeri așa și a zis, dragă, să știi că sunt mândru de tine. Și s-a întors și zice, ce zici, mă, că știi că sunt cam tare de urechi. Să știi că măcar astăzi, dar să știi că toată viața, de fapt, eu am fost mândru de tine. Și se întoarce așa plictisit, zice, da, da, și mie e greu să stau cu tine, că mă plictisești câteodată. Asta înseamnă că noi, nu că nu-l ascultăm pe celălalt, mai grav, credem că știm deja ce are să ne spună. Dar nu e așa. Trebuie să îl ascultăm și mai ales să înțelegem că și el are o problemă. Poate că omul se schimbă, zice, a, nu mă las, că ăsta așa e el. Mă, poate că așa îl știi tu. Poate că așa a fost până ieri sau alaltăieri când l-ai văzut ultima dată, dar acum poate s-a schimbat. Nu îi dăm nicio șansă. Ei bine, însă mai există și altă situație în care vrem să ajutăm pe celălalt. Trecem de la vorbă la faptă. Și anume, se spune că odată un trecător, mergând pe stradă, vede două camioane spate în spate și un singur șofer care încerca să scoate dintr-un camion un balot cu haine să-l pună în celălalt. Și el s-a dus repede să dea o mână de ajutor. Bă, fraților, au transpirat ei amândoi, după jumătate de oră, trecătorul i-a zis șoferului, zice, știi ce,
nu cred că o să reușim niciodată să scoatem balotul ăsta din camionul ăsta să băgăm dincolo. La care săracul bietul șofer zice, aoleu, zice, păi eu mă chinuiam exact să-l așez în camionul meu mai bine. Ni se pare nouă că-l ajutăm pe celălalt. Ni se pare nouă că știm totul, după cum altcineva se duce și ia un tren. Acum, trenuri, cum sunt și la noi, sunt și personale care opresc în fiecare haltă, sunt și accelerate care opresc din doi în doi, sunt și intercity care opresc decât la capătul călătoriei. Și nu și-a dat seama omul că a luat un tren care, sâmbătă fiind, nu oprea decât la trei stații. Aia la care trebuia să coboare el nu era cea trecută în grafic. A văzut el că merge cam repede și nu oprește prin toate stațiile, că se apropie și gara lui, s-a dus la conductor și a zis, nu vă supărați, dar trenul ăsta nu oprește în gara cu tare. Ce nu, că azi e sâmbătă. Aoleo, zice, dar eu trebuie neapărat trebuie să cobor. Zice, domnule, hai că te ajut eu, vină încoace în primul vagon, a stat în primul vagon, uite, noi nu oprim, dar mergem foarte, foarte încet. Și cum ajungem în dreptul peronului, eu îți deschid ușa, dar tu ca să nu cazi, trebuie să mergi repede, 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 fuguța așa, pe lângă tren, în direcția în care merge trenul, ca să nu cazi în nas. L-a învățat toată strategia, cum a venit gara, s-a încetinit puțin trenul, i-a deschis o ușa, i-a dat drumul, a început să meargă omul pe peron ca să nu cadă, însă la ultimul vagon era celălalt conductor și vede un om despre care își face impresia că a pierdut trenul. Și zice, deschide imediat, îl ia, îl pune în tren, zice, măi omule, ce era să pățești, mă? Dar nu știi, mă, că sâmbăta nu oprim aici? Ce vrei să urci? E, iată, noi, așa facem și noi, asta e relația interumană. Să nu credeți acum că a venit la Mântuitorul bietul om cu copilul de mână ca să vă spun eu de 10 ori cine era omul, ce făcea omul, că a zis, Doamne, ajută de credințe mele. Nu, sunt fapte din viața noastră. Tatăl cu copilul a venit să ne învețe cum să ne purtăm noi cu copilul, cu sufletul nostru. Cum ne purtăm noi cu sufletul nostru? Noi întotdeauna avem despre noi o impresie foarte bună. Îmi aduc aminte că odată un student l-a întrebat pe profesor, după ce i-a dat un test înapoi. Zice, doamne profesor, știți, am și o mare nelămurire. Ce? Zice, în afară de faptul că testul meu nu are nicio notă pe el, nu știu ce ați scris aici în colțul din dreapta. Și am zis, a, da, aici am scris că nu ți înțeleg scrisul. De parcă scrisul lui era rigid. Important este ca noi, atunci când aflăm că cel de lângă noi are o problemă tocmai datorată modului nostru de a gestiona lucrurile, trebuie să luăm măsuri. Și anume Mântuitorul, că mergem pe aceeași linie, să nu credeți că am luat așa cu trenul și nu am oprit în gara în care trebuie. Mântuitorul ne-a dat imediat și un răspuns la strategia căutării înțelegerii cu celuilalt. Și anume, atunci când l-au întrebat mai deoparte ucenicii, noi de ce n-am putut să-l vindecăm, Mântuitorul a zis foarte franc, zice, acest neam de diavol nu iese decât numai cu post și cu rugăciune. I-au zis fraților, adică Mântuitorul își acuza cumva ucenicii că n-au ținut post sau nu s-au rugat? Nu. Nu despre asta e vorba. Ci este vorba de modul în care ții post și modul în care te rogi. Așa cum v-am spus în exemplu pe care vi le-am dat, noi credem că postim, credem că îl ajutăm pe celălalt, credem că îl lăsăm pe celălalt să se desfășoare, credem că îl ascultăm pe celălalt, dar nu e așa. Și la sfârșit zicem, dar ce are ăsta cu noi? Și da, eu i-am vorbit frumos, dar l-am lăsat să-și spună păsul. Se spune că odată la președintele Statelor Unite, Roosevelt, a venit cineva care i-a spus, domn președinte, este în trecere prin Washington un mare vânător din Anglia. Zice, da, e așa de celebru, toată lumea îl știe. Și noi știm că dumneavoastră aveți
o mare pasiune pentru vânătoare. Nu vreți să-l chemăm să stăm? Cum să nu? Vai de mine, de când vreau și eu să-mi dea cineva un sfat și vreau să stăm într-un fel de vorbă. Și la un moment dat îl aduc cu mare greutate, că omul era așa de celebru încât nu prea avea timp la dispoziție. L-au chemat, l-au pus în legătură cu președintele, în birou oval, au stat acolo vreo două ceasuri. Și la sfârșit, curioșii, nu știu dacă era conferință de presă, dar curioșii l-au întrebat: ei, cum a fost? Ce i-ați spus președintelui? Zice, eu, domnul președinte, i-am zis numai cum mă cheamă, că n-am avut timp să zic nimic. De multe ori cerem sfaturi de la ceilalți, dar noi ascultăm vreun sfat? Iată că nu. Asta va să zică și cu postul și cu rugăciunea. Poate că ne-am amăgit acum, că nu degeaba ne-au așezat Sfinții Părinți exact după ce trece jumătate de post, ne-au așezat un cuvânt despre cum este adevăratul post și cum e adevărata rugăciune, sau cum ne putem amăgi că postim sau ne rugăm. Lucrul acesta, să știți că este rupt dintr-o realitate care ne privește pe noi. Dacă nu suntem atenți, putem să credem că facem numai lucruri bune și putem să aflăm mai târziu că n-am făcut decât pe cele rele. Iubiți credincioși, mesajul Evangheliei de astăzi este acela că nu contează atât de mult că postim și că ne rugăm, cât contează foarte mult cum postim și cum ne rugăm. Am tradus puțin cu ascultarea și cu facerea de fapte bune sau rele, ca să înțelegeți mai bine că de cele mai multe ori ne amăgim crezând că este bine. Și bieții ucenici, lor fi luat, lor fi mângâiat, lor fi îmbrățișat pe copilul respectiv, dar nu le ieși. De ce nu le ieși? Aflăm acum, că nici nouă nu ne iese dacă nu o facem așa cum trebuie. Dacă vine cineva la noi să ne spună ceva, să ne spună păsul, lăsați-l să vorbească. Dacă vine cineva să ne dea sfaturi, lăsați-l să ne dea sfaturi până la capăt. Dacă vine cineva să ne ceară sfaturi, faceți un moment de liniște. Faceți un moment de liniște, un moment în care să vă dați seama că de fapt omul acela n-a venit să ceară sfaturi, a venit să se asculte pe sine și n-a avut în fața nimănui posibilitatea să facă acest lucru. Nimeni dintre cei care vă cer sfaturi nu au nevoie de ele. Au nevoie de atitudinea dumneavoastră să vadă că știți să-l lăsați să-și dea el singur sfaturi, pentru că nu suntem noi în stare din exterior să știm mai multe decât știe el. Dar el, săracul, n-are exercițiul acesta de a vorbi cu sine. Și atunci când vine cineva să vă vorbească, lăsați-l să-și vorbească. Și atunci, cu siguranță că Duhul acela, mut și surd, va pleca dintre noi. Duhul care aruncă de multe ori în apă și de alte ori în foc, va pieri. Adică Duhul acela al înfierbințelii, când dai răspuns fără să lași un timp de reacție între impuls și răspuns, sau Duhul acela rece, care nu trebuie să se mai vorbești. Eu sunt supărat cu cutare și ce, nu-i vorbesc, ăsta e Duhul rece, știți, îl aruncă, că așa a zis, ăsta e diagnosticul, îl aruncă de multe ori în apă, de alte ori în foc. Și la noi vin copiii, zic, bă, dar cu cine te-am supărat? Și se întoarce așa și pleacă mai departe. Ei, problema noastră este nu să aflăm ce are și cu ce am greșit noi. Cu siguranță că i-am greșit. Prima greșeală mare este că existăm, pe care nu știu dacă putem să o reparăm în vreun fel vreodată. Dar dacă avem răbdare și lăsăm lucrurile frumos să se așeze între noi, cu siguranță că Duhul mut și surd nu are ce căuta într-o relație umană. Dar Duhul mut și surd, să știți că nu este așa numai un Duh mut și surd, adică nu se aude nimic. Se aud prea multe lucruri, exact cum credem noi că l-auzim pe celălalt și nu l-ascultăm deloc. Iubiți credincioși, ne rugăm astăzi, când deja am trecut în partea a doua a postului, ca postul acesta să ne înțelepțească și să nu credem că biserica ne prezintă niște lucruri afară de noi, ne prezintă pe cele dintre noi. Și dacă învățăm, măcar săptămâna aceasta, să învățăm o relație sinceră între noi și celălalt, cu siguranță că duminica viitoare vom învăța altceva despre cum se face de cuvioasa Maria Egipteanca a trecut peste
apele Iordanului, fără vreo barcă și fără să-și ude picioarele. Vom învăța și lucrul acesta, dar toate la timpul lor. Iubiți credincioși, pășim în săptămâna a cincea din post. Pentru cei care nu au reușit din binecuvântate sau nebinecuvântate pricini să înceapă postul, le dau din nou vestea cea bună. Postul începe astăzi. Și vă promitem noi care am început mai de mult că nu le vom supăra pe nimeni dacă începe astăzi postul, pentru că până acum s-a șters totul. Trebuie să știm să ne ascultăm și pe noi. Și chiar dacă nu vom reuși total, încet, încet să ne apropiem de adevăratul sens al Duhului mut și surd, care este la noi și pe care putem să-l alungăm cu tăcerea, nu cu vorbirea. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.